Finala națională Eurovision urmează să fie desfășurată pe data de 29 februarie. Decizia a fost luată în urma etapei de audieri live organizate pe 1 februarie. Astfel, în etapa finală vor evalua 20 de interpreți, iar ca urmare va fi ales reprezentantul Republicii Moldova la concursul internațional care va avea loc la Rotterdam, Olanda. Comitetul organizatoric al concursului Eurovision 2020 menționează că au fost audiate 34 de piese de concurs. Interpreta lui Znamenski a depus cerere de excludere, iar interpreta Diana Brescan, nu s-a prezentat la audieri. Conform regulamentului de organizare, acestea au fost excluse din concurs. Astfel a fost luată decizia de organizarea unei finale naționale găzduită de postul public de televiziune Moldova 1, cu implicarea televotingului ca parte componenta jurizării. Cea de-a 65-a ediție a, 65 -a concursului internațional va avea loc în Olanda, după ce Duncan Lawrence a fost desemnat câștigătorul Eurovision 2019. Ediția va fi constituită din două semifinale organizate pe 12 și 14 mai 2020 și finala care se va desfășura pe data de 16 mai anul trecut Republica Moldova, reprezentată de Ana Odobescu, nu a reușit să se califice în finală.